că vă spuneam, vorbim și despre vedete. Adina Buzatu și fiica ei, Sara, le-au făcut o surpriză șefilor în cea mai urmărită emisiune culinară de la Antena 1. Cele două s-au distrat de minune, iar surpriza a fost una de proporție atunci când au aflat verdictul celor trei super bucătari. Urmărim imaginile și ne întoarcem. Astăzi eu sunt șef la nivel declarativ. Și tu șef. Este tu șef. Invers. E ok, o las să zică cu titlu, să zică ce vrea ea, dar noi știm adevărul aici. Fetelor, cine gătește cel mai bine acasă și cine gătește cel mai des? Eu nu gătesc deloc. Nu-mi place să stau în bucătărie, este puțin spus. Nici o cafea n-am făcut, nici un ceai măcar. Bucătărie este locul pe care eu îl vizitez rar, să-mi iau un pahar cu apă eventual. Deci acum că apar să gătesc, deja e șoc și panică. Când mi-am decorat casa, am dorit chiar ca această încăpere să nu existe. Și arhitectul meu s-a auzat, te-ai gândit că poate vreodată vinzi casa, de exemplu. Cum ar fi să spun, n-am bucătărie. Și atunci am fost nevoită. Let's go! Cred că ne descurcăm. Clar, deci promit. Ne descurcăm, da? Da. Nu arzi nimic. Păi uită-te la ceas! Gătim somon cu sos de teriyaki și nudos cu legume. Trebuie să vă mărturisesc că această idee a fost a Sarei. Primul lucru ne apucăm să punem la marinat somonul, deci o să avem sos de soia, teriyaki, zahăr, ghimbir, un pic de usturoi. Lăsăm cam 20 de minute. Somonul îl băgăm la cuptor și sosul îl luăm și îl reducem puțin și apoi vom continua să ungem somonul din când în când el fiind la cuptor. În timpul pandemiei, normal, stând noi acasă, prima oară în viața mea m-am apucat să gătesc. Și ne-a legat foarte tare. A fost așa o chestie, ne-am amuzat, am râs, am făcut un fel de prostii împreună. Și drept urmare s-a mai repetat experiența. Mă întreabă foarte multă lume cum e să fii fiica Adinei Buzatu și pentru mine nu e nicio diferență, că e mama care mă așteaptă acasă. Bine, de obicei vine mai târziu, de fapt, dacă stau să mă gândesc. E mama care mă ia de la aeroport mai târziu, dar... E mama care m-a crescut și care mi-a dat tot. Măi, maimuță! Ce am făcut acum? E o relație mamă-fică foarte, foarte puternică, dar e și o prietenie foarte, foarte puternică. Ar fi chiar nasol să mă bag peste stilist când face plating-ul, nu? Nu e în regulă. E ca și cum ai pune cravata la un costum, nu? Dar vrei să facem în formă de papion? Hai să facem în formă de papion. Buda jurizează singur, voi. Ea jurizează tu singur. Când o să vadă cât e mărfurii, o să mai vrea să le ia pe toate trei. E cu Buda, e cu portocaliu, ia. S-au fleșcăit, nu mai sunt legumele cum era. Deci este special pentru Florin Dumitrescu. De ce, mă? A fost o vreme când purta domnul Dumitrescu toate papioanele de pe planetă. Da! Care un cuțit, salut, un cuțit. Wow! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Gata, mă, dai cea papionul, mă. Așa, s-a prins. Te-ai scăt de peșer? Și tamarindul? Am pus ce-am mers. E prima oară în viața mea când gătesc așa ceva. Și, de fapt, a treia oară per total. Mămica ta? Da. Ce mare ai crescut? Îmi pune apă la rădăcină fiecare zi dimineața. Ratingul unei farfurii cu hainele, anumite persoane care se îmbracă în anumit fel, își doresc să arate mâncarea într-un anumit fel. Știți cum e somonul ăsta aici în farfurie? Ca o pereche de pantaloni cu... turul lăsat. Nu, cu tivul necusut. Da, înțelegeți? Da, da. De regulă se mai taie un pic din el, se aranjează puțin. Se aleg oasele, am văzut. Asta râdeam că nici nu ne-am gândit să luăm penseta. Nici eu nu m-am gândit. Să pun cuțit, că m-a speriat de la osul ăla. Da. Deci suntem... Nu, 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 mamă. Hai să plecăm. Hai să facem lasagne acasă. Mulțumim. Stai, unde plecați? Păi ne-a zis, nu am plecat. Pare rău, da, chiar trebuie să vă arătăm. Da. Am luat două cuțite? Da! Cadou! Mulțumim! Ia la mine! La felicitări! Mie mi-a plăcut foarte mult sos. Chiar e foarte mult sos. Doamne! Hai, ține-l tu, că văd că ești foarte fericit! Mulțumim foarte mult!